În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Să ne bucurăm cu toții în Domnul, celebrând ziua de sărbătoare în cinstea tuturor sfinților. De mărirea lor se bucură împreună cu noi toți îngerii și într-un glas îl lăudăm pe Fiul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, astăzi îi sărbătorim pe toți sfinții. Într-o singură amintire pe toți sfinții din calendarul liturgic, dar și pe atâția creștini anonimi care au trăit pe pământ, imitându-L pe Hristos, trăind fericirile. Am putea spune că este Paștele de toamnă, Paștele Sfinților, solemnitatea discipolilor lui Hristos, celor care au primit invitația și L-au urmat pe Hristos pe calea crucii. Ne deschidem la această noutate pe care ne-o vestește Biserica astăzi, o noutate mereu prezentă în Biserică, cu toții suntem chemați la Sfințenie și cu toții putem fi Sfinți. Tot astăzi este aniversarul dedicării sau consacrării acestei catedrale. În 2005, la 1 noiembrie, a fost consacrată cu mare solemnitate această catedrală, Biserica Diecezei, Centrul Diecezei, unde ne adunăm duminică de duminică și în fiecare zi pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu și pentru a-L întâlni pe Hristos. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem acest loc sacru și ne unim cu mulțimea Sfinților pentru a lăuda astăzi pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le trimite în continuu. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. În cerul lui Dumnezeu. Amin.
pace pe pământ oamenilor de bună voință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, în trumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-ai dat bucuria de a cinsti într-o singură sărbătoare meritele tuturor sfinților, te rugăm ca având în fața Ta o asemenea mulțime de mijlocitori, să primim de la Tine belșugul mult dorit al îndurării Tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine vețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui și având sigilul Dumnezeului cel viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri, cărora le fusese dat să dăuneze pământului și mării, spunând: Nu dăunați pământului, nici mării și nici copacilor, până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor care au fost însemnați cu sigiliul. 144.000 de însemnați din toate triburile fiilor lui Israel. După acestea am văzut și iată o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile,
triburile, popoarele și limbile. Ei stăteau în picioare în fața tronului și în fața mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de palmier în mâini. Ei strigau cu glas puternic: Mântuirea aparține Dumnezeului nostru, cel care șade pe tron, și mielului. Și toți îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor și al celor patru ființe, cădeau cu fața la pământ înaintea tronului și îl adorau pe Dumnezeu și spuneau: Amin. Binecuvântarea, gloria, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: Cine sunt și de unde vin cei care sunt îmbrăcați cu haine albe? I-am zis: Domnul meu, tu știi. Iar el mi-a zis: Aceștia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Cuvântul Domnului. Aceasta este generația celor care caută fața Ta, Doamne. Al Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei care locuiesc în ea, căci El a întemeiat pe mări și L-a stabilit peste râuri. Aceasta este generația celor care caută. Cine va urca pe muntele Domnului? Cine se va ridica din locul său cel sfânt? Cel care are mâinile nepătate și inima curată, cel care nu-și înalță sufletul spre lucruri deșarte. Acesta va primi binecuvântare de la Domnul și dreptate de la Dumnezeu Mântuitorul său. Aceasta este generația celor care îl caută pe el, al celor care caută fața Dumnezeului lui Iacob. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, vedeți câtă iubire ne-a dăruit Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut pe El. Iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu S-a arătat încă ce vom fi. Știm că, atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are această speranță în El, devine curat așa cum El este curat. Cuvântul Domnului.
veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă, spune Domnul. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, văzând mulțimile, Iisus s-a urcat pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat de el discipolii săi. Și deschizându-și gura, îi învăța zicând: fericiți cei săraci în duh, pentru că lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei săraci, cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și mințind vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri. Cuvântul Domnului. Ucenici, părinți concelebranți, iubiți credincioși, sărbătoarea tuturor sfinților ne aduce înaintea ochilor noștri astăzi nu numai pe cei care sunt înscriși în calendarul liturgic, dar pe toți sfinții anonimi, pe toți cei pe care nimeni nu i-a proclamat vreodată sfinți, dar au trăit ca adevărat sfinți pe acest pământ. Și liturgia de astăzi, liturgia cuvântului, ne oferă câteva piste pentru a înțelege că toți suntem chemați la sfințenie, toți facem parte din poporul celor răscumpărați de Hristos, că toți suntem fiii lui Dumnezeu și că locul nostru este în cer. Mărginindu-ne la primele două lecturi, aici aflăm câteva răspunsuri a ceea ce trebuie să înțelegem noi prin sfințenie și să înțelegem că numărul celor care fac parte din ceata sfinților este imensă. Cartea Apocalipsului ne furnizează o primă informație. Sfinții sunt o mulțime imensă. Într-un limbaj simbolic spune că sunt 144.000. Bineînțeles, este o cifră simbolică pentru că în simbolismul culturii ebraice 12 este cifra perfecțiunii și 12 înmulțit cu 12 și înmulțit cu 1000 fac tocmai 144.000. Cifra perfecțiunii, 12 și 1000, care este cifra mulțimii imense. Iată, într-un limbaj foarte simbolic, Cartea Apocalipsului, în prima lectură de astăzi, ne furnizează că cei care sunt astăzi amintiți
pe care îi amintim astăzi este o mulțime imensă. Și cine sunt acești sfinți? Ne spune lectura a doua. Sfântul Ioan, autorul Apocalipsului, dar și primei scrisori din care este luat fragmentul de la lectura a doua, că toți sunt copiii lui Dumnezeu, că toți care trăim pe acest pământ, dacă trăim după planul său, vom fi asemenea lui. Oricine are această speranță devine curat, așa cum el este curat. Acești sfinți au trecut printr-o mare încercare, revenim din nou la cartea Apocalipsului. Ei sunt îmbrăcați în haine albe, semnul victoriei, pentru că și-au spălat aceste haine în sângele Mielului, în sângele lui Hristos, în timpul persecuțiilor. Poartă în mâini o ramură de palmieri, semnul victoriei, al celor care au triumfat asupra relelor acestei lumi. Ei poartă un sigiliu, poartă marca lui Dumnezeu, adică ei sunt fiii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Și această mulțime, îmbrăcată în haine albe cu ramuri de palmieri, stau în picioare. Este semnul demnității omului, semnul celor care nu și-au plecat genunchii înaintea diavolului împotriva puternicilor acestui pământ, ci au preferat să rămână mereu uniți cu Dumnezeu. Și aceștia stau înaintea tronului lui Dumnezeu și cântă: mântuirea aparține Dumnezeului nostru care șade pe tron și a Mielului. Iată textele Sfintei Scripturi din prima parte a liturgiei cuvântului ne oferă câteva crâmpeie asupra modului în care este oglindită sfințenia. Dar dacă vrem să ne întrebăm, de fapt, ce este sfințenia? Astăzi, dacă ne limităm la limbajul curent și urmărim mersul evenimentelor, sunt declarați fericiți cei șmecheri, sunt fericiți, auzim câteodată, băieții deștepți, sunt fericiți cei care se descurcă, cei care calcă în picioare pe alții și așa mai departe. Am putea spune că cei care sunt priviți în acest fel trăiesc un fel de antefericiri spre fericiri, deosebire de fericirile pe care le-am auzit proclamându-se în Evanghelie. Sfințenia, așadar, poate este un concept deosebit de ceea ce înțelege lumea de rând, lumea de astăzi. Cine sunt sfinții? Imitațiunea lui Hristos spune clar, sunt atâtea mărturii, dar vreau să aduc câteva argumente din unii care au reflectat mult asupra idealului sfințeniei. Imitațiunea lui Hristos spune: sfinții sunt prieteni ai lui Hristos. Ei l-au slujit pe Domnul în foame și în sete, în frig, în truda muncii, în veghe și în posturi, în rugăciuni și în meditații, deseori în mijlocul injuriilor și a persecuțiilor. Și cum să nu descoperim aici trăsăturile pe care le oferă Evanghelia de astăzi prin proclamarea fericirilor, care este adevărata definiție a unui sfânt. Este definiția cea mai completă, spune un cardinal, un mare biblist, Gianfranco Ravasi, referindu-se la acest pasaj din Evanghelie care stă la începutul predicii lui Iisus, fiind cea mai completă și cea mai frumoasă definiție a sfințeniei, fericirile. Sfinții, într-adevăr, nu au fost înțeleși pe pământ și au fost mari, considerați ca mari perdanți în ochii lumii, dar acum ei trăiesc în gloria lui Dumnezeu și într-o fericire fără timp. Iată, sfinții adevărați. Sfinții chiar, într-un mod inconștient, și se exprimă și se comportă într-un mod surprinzător, într-o formă originală. Fiecare sfânt are o trăsătură, fiecare sfânt pe care îl cunoaștem are anumite lucruri care ne atrag atenția.
dar vedem cum totdeauna sunt surprinzători prin modul lor de a fi. Dar ceea ce este o trăsătură comună este că trăiesc toți comuniunea cu Dumnezeu. Trăiesc comuniunea, seamănă fraternitatea, nu le place să domine, nu devin agresivi, sunt blânzi, sunt pacifici. Trăiesc în bucurie și seamănă mereu bucurie. Și paradisul va fi gustat numai de cei care îl vor putea gusta deja de pe acest pământ. Într-o bună zi, niște ziariști s-au prezentat în fața Maicii Tereza de Calcuta, Sfânta Tereza de Calcuta, și cineva i-a spus: Maică, se spune că dumneata ești o sfântă. Bineînțeles că s-a făcut tăcere, pentru că era o întrebare adresată, nu e așa că sunteți o sfântă? Era o întrebare provocatoare, poate cu un pic de agresivitate, și poate ne-am fi așteptat ca Maica Tereza să spună: o, nu, deloc, eu mă aseamăn cu alții. Dar dânsa a replicat: cu toții suntem chemați la sfințenie, și indicând degetul spre jurnalist, și mata ești chemat la sfințenie. Această soră, această sfântă a zilelor noastre, am văzut-o de multe ori la televizor, a trăit aproape de zilele noastre, a fost o femeie comună. Se ruga, se apleca asupra celor bolnavi, nu a atras atenția decât prin acest eroism al ei, dar a arătat că sfințenia este posibilă în mijlocul acestei lumi. O sfințenie posibilă tuturor. Și atât aici ne întrebăm atunci ce trebuie să facem ca să fim sfinți. Sărbătoarea de astăzi ne amintește că avem datoria de a aspira la sfințenie, avem datoria să mergem pe drumul sfințeniei, și drumul sfințeniei este cel indicat de Evanghelie, a trăi fericirile, a trăi în spiritul fericirilor, pentru că numai cei săraci, cei blânzi, cei care știu să sufere, cei care rabdă toate nedreptățile, cei curați cu inima, cei care sunt făcători de pace, aceia vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Și fiii lui Dumnezeu sunt cei care stau în cer, iar cei care stau în cer sunt tocmai sfinții. Iată, sfințenia este posibilă dacă trăim în spiritul acestor fericiri. Dar poate am putea obiecta: în lumea de astăzi, acolo unde trăim, la serviciu, acasă, la școală, în societate, nu se respire deloc aerul de sfințenie. Vedem cu totul altceva decât aspirația la sfințenie sau aspirația de a face lumea mai bună în jurul nostru. Da, e adevărat, întâlnim multe lucruri care nu ne plac, dar dacă noi am începe să ne schimbăm pe noi înșine, dacă am face adevărata reformă și să cultivăm aceste fericiri la nivelul nostru, cu siguranță că ceva se schimbă în jurul nostru. Uitați-vă într-un grup, într-o familie, într-o societate unde oamenii sunt pașnici, sunt binevoitori, sunt respectoși, cultivă sentimentele frumoase, parcă este o bucată de rai. Este într-adevăr o atmosferă plăcută și se poate trăi bine. Dar acolo unde sunt alte sentimente și alte tendințe dictate de egoism, de răutate, acolo într-adevăr trebuie să se lucreze mult. Și în plus, cred că fiecare dorește în anumite momente să fie mai bun, să nu mai repete anumite greșeli, să trăiască mai aproape de Dumnezeu, o nostalgie de a reveni la acea nevinovăție inițială. Și este semn bun. De aici trebuie să pornim. Dumnezeu nu ne cere să facem minuni, nu ne cere să facem penitențe aspre și lungi, să ne retragem sau să fugim de lume, așa cum citim în vețile unor sfinți. Dumnezeu ne vrea așa cum suntem. Și noi, dacă punem în mâinile sale acel puțin pe care îl avem, cu siguranță că vom fi sfinți.
nu sfinți care atrag atenția, aplauzele sau admirația tuturor. Și spun două exemple pentru a vedea că sunt trăsături comune ale sfinților mari cu cei noi de astăzi. Se spune despre Sfântul Carol Borromeu că avea o inteligență mediocră, avea o memorie slabă, era foarte fragil la sănătate, era foarte bolnăvicios și totuși este un mare sfânt. Sfânta Maica Tereza de Calcuta, ca să o pomenim pe dânsa din nou, era o bătrânică scundă la înălțime, cu zbârcituri multe pe față, îmbrăcată cu o haină sari, acea haină albă și albastră, dar totuși a avut o inimă mare. Și toți sfinții, inclusiv Sfântul Carol Borromeu și Sfânta Tereza de Calcuta, atrăgeau admirația tuturor, apăreau în frumusețea lor interioară. Atunci când Maica Tereza a fost premiată cu premiul Nobel și a mers să ridice premiul, toți au admirat-o, au aplaudat-o, iar femeile care aveau hrănuțele de pe ele au mers și le-au pus pe umerii Maicii Tereza. O femeie bătrână, mică, neînsemnată aparent, dar care a atras prin frumusețea ei privirile tuturor. Și asta este realitatea. În fața lui Dumnezeu suntem chemați să fim frumoși, frumoși la suflet, pentru că această frumusețe sufletească înseamnă, în cele din urmă, să dăm curs acelor sentimente de noblețe interioară, care, într-adevăr, ne autorizează să fim și să rămânem mereu copiii lui Dumnezeu. Iată, iubiți credincioși, dacă oferim acest puțin bine pe care îl avem și dacă avem bunăvoință, putem deveni sfinți, putem să facem ceva. Citesc dintr-un personaj renumit Martin Luther King, acest apărător al drepturilor celor negri din America, asasinat în anii 1963, are niște cuvinte foarte frumoase, spunând: dacă nu poți fi soare, fii cel puțin o stea. Dacă nu poți fi un brad pe munte, fii măcar un arbust în vale, pe malul unui râu. Dacă nu poți fi un pom, fii cel puțin un tufiș. Dacă nu poți fi o cale călăuzitoare, fii cel puțin o potecă. Dacă nu poți fi soare, fii cel puțin o stea. Dar totdeauna mai bun decât ceea ce ești acum. Caută să descoperi planul pentru care ești chemat să fii. Apoi pune-te cu pasiune pe treabă și realizează-l și realizează acest plan în viața ta. Și Dumnezeu, într-o bună zi, îți va zâmbi. Cuvinte frumoase care vin în sprijinul celor spuse că stofa pe care noi trebuie să o avem nu este o stofă mereu scumpă și de înaltă calitate. Și din stofa mai inferioară se poate face o haină bună, frumoasă. Și Dumnezeu știe să croiască, știe să coase această haină a Sfințeniei după măsura noastră a tuturor, dacă noi vom fi știut să facem, să oferim acest puțin pe care îl avem în viața noastră. Avem și un îndemn foarte frumos și permis să-l citesc pentru că face parte din enciclica Papei Emerit Benedict al XVI-lea, Deus Caritas Est, Dumnezeu este iubire, care ne îndeamnă tocmai să privim la sfinți și să cultivăm această dorință după sfințenie. Spune Papa Emerit: să privim în sfârșit la sfinți, la ceea care au practicat într-un mod exemplar caritatea, iubirea. Gândul se întoarce în special la Martin de Tours, mort în 397, mai întâi soldat, apoi călugăr și episcop. Aproape ca o icoană, el arată valoarea de nelocuită a mărturiei individuale pentru caritate. La porțile Amiensului, Martin împarte jumătate din haina sa cu un sărac. Iisus însuși, în timpul nopții, apare în vis îmbrăcat cu această haină pentru a confirma valoarea permanentă a cuvântului evanghelic. Eram gol și m-ați îmbrăcat.
Tot ceea ce ați făcut unii dintre frații mei mai mici, mie mi-ați făcut. Și continuă Papa în istoria Bisericii, câte alte mărturii de caritate pot fi citate, în special toată mișcarea monastică de la începuturile sale cu Sfântul Anton Abate, exprimă o considerabilă slujire de caritate față de aproapele. În fața către față cu Dumnezeu care este iubire, călugărul percepe exigența imperioasă de a transforma în slujirea aproapelui, afară de slujirea lui Dumnezeu, toată viața sa. Astfel se pot explica marile structuri de primire, de asistență și de îngrijire născute pe lângă mănăstiri. Lucrul acesta explică și inițiativele considerabile de promovare umană și de formare creștină, destinate înainte de toate celor mai săraci, mai întâi luați în grijă de ordinele monastice și mendicante, apoi de diferitele instituții religioase, de bărbați și de femei, în decursul întregii istorii a Bisericii. Figuri de sfinți, precum Francis de Assisi, Ignațiu de Loyola, Ioana lui Dumnezeu, Camil de Lelis, Vincențiu de Paul, Luiza de Mariac, Iosif Cotolengo, Ioan Bosco, Alois Orione, Tereza de Calcuta, pentru a da doar câteva nume, rămân modele însemnate de caritate socială pentru toți oamenii de bunăvoință. Sfinții sunt adevărații purtători de lumină în istorie, pentru că ei sunt bărbați și femei de credință, de speranță și de iubire. Iată aici, în viziunea Papei, încă un secret care trebuie să ne însuflețească. Caritatea, iubirea. De pe aceasta veți cunoaște că sunteți copiii mei dacă vă veți iubi unii pe alții, ne spune Sfântul Apostol Ioan. Iubirea este semnul distinctiv al celor care știu într-adevăr că trebuie să-și spună toate puterile în slujba lui Dumnezeu și aproape Lui. Și Sfinții au excelat în această trăire exemplară, eroică a carității. Iubiți credincioși, câteva din culisele Sfinților care ne arată că Sfințenia este posibilă, că trebuie să aspirăm și noi la Sfințenie, o Sfințenie, am putea spune, ferială de toate zilele care este la îndemâna tuturor, fără a căuta momente eroice sau momente care ies din comun. Aceea de a îndeplini bine datoriile noastre de fiecare zi, de creștin, de cetățean, de tată, de mamă, de fiu, de fiică. În toate aceste ocazii se profilează nenumărate ocazii de a trăi intimitatea cu Dumnezeu și atunci, într-adevăr, suntem pe calea cea bună. De multe ori, Sfinților le cerem numai haruri, cerem ajutor, alergăm la diferiți Sfinți protectori, dar nu știu câți dintre noi cerem Sfinților să ne ajute să imităm. De câte ori ne-am rugat noi, Sfântul Anton, să-L putem imita, de exemplu, sau să-L imităm pe Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, mai recent de noi, sau să imităm Sfântul Ioan Bosco. Cum spunea pe bună dreptate Sfântul Bernard, Sfinții nu au nevoie de onorurile noastre și nimic nu se îndreaptă spre ei din cultul nostru. Este clar că atunci când venerăm memoria lor, când ne amintim de ei, de obicei urmărim interesele noastre, să avem ajutor, să avem sănătate, să avem noroc, să rezolvăm problemele. Sărbătoarea de astăzi ne spune că trebuie să privim spre Sfinți și să le cerem și ajutorul ca să imităm, să mergem pe urmele lor, să urmăm exemplul lor și cu siguranță după aceea va veni și ajutorul de care avem nevoie. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat,
din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților prea iubiți, conștienți că facem parte din poporul noului legământ, consacrat slujirii lui Dumnezeu și chemat să crească purul în sfințenie, să înălțăm cu încredere rugăciunea noastră spunând: Doamne Iisuse Hristoase, bucuria tuturor sfinților, fă ca sfințenia lui Dumnezeu să strălucească tot mai mult în cuvintele și faptele tuturor acelora care alcătuiesc biserica ta. Te rugăm, ascultă-ne! Revarsă harul tău asupra Sfântului nostru Părinte Papa Francisc, asupra Episcopului nostru Petru, asupra Episcopului nostru Aurel și asupra tuturor păstorilor sufletești, ca să poată călăuzi spre sfințenie poporul ce le-a fost încredințat de tine. Te rugăm, ascultă-ne! Celor ce ți s-au consacrat, dă-le harul să tindă mereu spre perfecțiunea iubirii și astfel să fie imbolt spre sfințenie pentru frații lor. Te rugăm, ascultă-ne! Învață-i pe cei apăsați de suferință să ofere Tatălui în unire cu pătimirile tale pentru mântuirea lumii. Te rugăm, ascultă-ne! Trimite puterea Duhului Sfânt ca să ne transforme întreaga ființă, precum transformă pâinea și vinul în trupul și sângele tău. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește pe cei nepăsători din lâncezeală și primește-i cu milă părintească pe aceia care cu suflet căit se întorc la tine. Te rugăm, ascultă-ne! Dă răposaților noștri să se bucure de contemplarea sfințeniei tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule preasfânt, Tu dorești ca toți credincioșii Tăi să fie sfinți asemenea Ție. Prin milocirea sfinților Tăi, dă-ne harul să-L urmăm necontenit pe Hristos, calea noastră, pentru că astfel să ajungem să contemplăm negrăita frumusețe a feței Tale, prin Hristos, Domnul nostru. Să fie Dumnezeu cu veci.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Plăcute să-ți fie, Doamne, darurile pe care ți le aducem în cinstea tuturor sfinților. Noi credem că ei se bucură de siguranța nemuririi. Dă-ne și nouă harul să simțim că se îngrijesc de mântuirea noastră prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat, vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu ne dai astăzi bucuria de a privi cetatea din ceruri, Ierusalimul cel Sfânt, care este mama noastră, unde frații și surorile noastre deja adunați împreună cântă și preamăresc numele Tău. Noi cei care călătorim pe pământ ne grăbim spre patria cerească, bucurându-ne de soarta fericită a membrilor bisericii, pe care ne-ai dat ca prieteni și modele de viață. De aceea, uniți cu mulțimea nenumărată a îngerilor și a sfinților, cântăm cu bucurie imnul de laudă. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuplețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că Cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un plinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți ființii, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, episcopul nostru Petru, episcopul nostru auxiliar Aurel, toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu de
dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii, fericit și ei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Îți mulțumim, Ceresc Părinte, pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, mlădița sfântă a lui David, slujitorul Tău. Slavă ție în veci de veci! Îți mulțumim, Ceresc Părinte, pentru pâinea pe care o frângem, prin care Fiul Tău, Iisus Hristos, ne dă cunoaștere și viață suprafirească. Slavă ție în veci de veci! După cum această unică pâine de pe altar a fost făcută din boabele de grâu adunate de pe dealuri și câmpii, la fel să se adune biserica din toate colțurile pământului, în împărăția ta. Slavă ție în veci de veci! Părinte Ceresc, noi care ne-am împărtășit
Îți mulțumim pentru că ți-ai făcut lăcaș în inimile noastre. Îți mulțumim pentru nemurire pe care ne-ai descoperit-o prin Iisus Hristos, Fiul tău. Slavă! Să ne rugăm. Te adorăm, Dumnezeule, care singur ești sfânt și ești minunat întru toți sfinții tăi, și te implorăm să reverși harul tău asupra noastră, pentru ca, desăvârșindu-ne în plinătatea iubirii tale, să ne treci de la această masă la care ne-ai primit ca pelerini, la ospățul pregătit în patria cerească prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrumește-mă pe mine, care sunt încredințat ție, în mila lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, luați loc, câteva noutăți pe care vreau să vi le prezint. Peste, sigur, început de lună, 1 noiembrie, și amintindu-ne de aniversarul catedralei noastre, vedem aici totdeauna mulți preoți, multe celebrări, fie că sunt preoții din parohie, preoții de la seminar, preoții din celelalte parohii, dar începând de astăzi s-au adăugat alți trei preoți pe care îi veți vedea deseori aici, la celebrări, sau vor fi la dispoziția dumneavoastră. În primul loc, prezint pe Părintele Romeo Nicolai, proaspăt doctor de la Roma, specialist în dreptul canonic, care va activa în cadrul episcopiei noastre în calitate de cancelar și secretar. Tot la episcopia noastră este Părintele Benone Butacu, care vine de la parohia Huș, consilier administrativ, va lucra fie pentru episcopie, dar va fi și aici în biserică atunci când va fi solicitat. Și la parohie un ajutor important, dar de fapt și pentru care catedrala noastră, Părintele Ciprian Antălucă, care va fi maestru de cor și dirijorul corului catedralei și în același timp va ajuta și la programul pastoral al parohiei, în limita timpului disponibil. Sfinția sa predă și muzica la seminarul nostru din Iași și la seminarul franciscan din Roman. Dorim tuturor celor trei noi preoți multă bucurie în munca pe care o vor face și mai ales aici la Iași să se simtă în marea familie a tuturor credincioșilor, în marea familie a diecezei, pentru ca împreună să putem colabora frumos pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor. Îi aplaudăm! Și acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea finală. Domnul să fie cu voi. Și cu voi.
Dumnezeu, gloria și fericirea tuturor sfinților, care v-a dăruit bucuria să celebrați astăzi sărbătoarea lor, să vă binecuvânteze cu binecuvântare veșnică. Eliberați prin mijlocirea lor de relele vieții pământești și povățuiți de exemplul vieților sfinte, să fiți aflați pur ultreji în slujirea lui Dumnezeu și a fraților voștri. Astăzi biserica își amintește cu bucurie de fiii ei, care au ajuns în pacea fără de sfârșit, să vă dea Dumnezeu ca la capătul acestei vieți să ajungeți alături de ei în fericirea cerului. Și pe voi toți să vă binecuvânteze atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, merge și trăiți în pace.